avem două probleme foarte mari. Una cu asiguratorii. Din câte știu eu, este o singură societate de asigurări care face asigurări pentru înghețul târziu de primăvară. Și mai avem o problemă în anii în care sunt supraproducții de măr, vin polonezii și ungurii cu prețul de dumping. În 2018 vindeau mărul în România cu 40 de bani, în condițiile în care numai recoltatul era 30 de bani. Scriem alte măsuri mai realiste și un pic mai drastice când a urmărit banii europeni. Pentru că s-au tot spus, domnule, să avem absorție. Da, să avem absorție, dar nu oricum. Adică banii să rămână acolo, în pământ sau în animal. Că pentru subvențiile sunt pentru pământ și pentru animal, nu pentru șmecheri. Aia mici sunt cooperativă, dar el n-are bătaie de cap. Prin cooperativă își ia sămânța negociată. Dacă mergi singur să-ți iei sămânță, cât îți trebuie? 2 kg. Păi îți dă la niște prețuri de numai. Sămânța, un an înainte, negociat. Pesticidele, motorina, tot. Când accesează împreună să-și cumpere un tractor pe cooperativă, pe ce simplu e pe o cooperativă un tractor mare, performant, dacă ai câteva 100 hectare de lucrat, dacă ai 2 hectare, 3, 10. Ți-e rentabil să ai un tractor de 60.000, 100.000 de euro. Nu-l amortizezi niciodată, numai atâta că l-ai. Dar dacă îl amortizez, domnul ministru, numai la noi este o problemă. Încă e mentalitatea aceea învechită, că e CAP. Fuge lumea de asociere. Deci, efectiv, el nu o să fugă de asociere.